brochete de carne cu praz și cu sos de ciuperci. Carne proaspătă, ciuperată, sărată, o pun un pic să se distuiască frumos. Întoarcem de câteva ori. O scoatem, facem următoarea tură, după care punem prazul să stea în saftul ei. Am pus a doua tură, prima tură am scos-o, să nu fie nici foarte, foarte prăjită. Așteptăm și aici și după care punem prazul și lăsăm să înădușească bine. Adăugăm prazul. Și celelalte bucăți de carne și așteptăm. Condimente după gust și încă mai așteptăm. Și e gata, după care servește cu un sos de ciuperci.